Când eu fac o prostie, când eu aleg un comportament, când eu aleg să trăiesc într-o anumită stare, trebuie să mă gândesc foarte clar că lucrul acesta, într-un fel sau altul, va influența pe oamenii de lângă mine. Va influența, în primul, partenerul nostru de căsătorie? Va influența pe părinții noștri? Ce prostesc sună din gura unui copil când acesta îi spune părinților lui: da, e treaba mea, e viața mea, fac ce vreau eu. Ce treabă ai tu cu lucrul ăsta? Cum să n-ai treabă? Cum ar putea părintele să se despartă emoțional, sentimental, familial de copilul lui? Am spus și eu lucrul ăsta de mai multe ori părinții mei. Cât de absurd e lucrul ăsta? Cât de absurd e să cer partenerul meu de viață? Nu trebuie să te intereseze pe tine lucrul ăsta. Cum să nu-l intereseze? Cât de absurd este să ceri fraților și surorilor să nu intereseze de lucrurile pe care le faci tu sau pe care le fac eu. Când Dumnezeu ne-a făcut din punct de vedere spiritual, ne-a unit cu Domnul Iisus Hristos, ne-a unit unii cu alții prin niște legături care nu pot fi rupte. Cum pot eu să-i cer să nu-i pesă celuilalt? Cât de absurd este să nu-i pesă celuilalt? Cât de absurd este să nu-l doară pe celălalt? Chiar dacă să presupunem, și se întâmplă de multe ori lucrul acesta, că un mădular din adunare păcătuiește. Chiar dacă nimeni nu știe, viața spirituală a tuturor membrilor din adunare va fi afectată. Închinarea din publică adunării va fi afectată. Nu se poate. Sunt niște legi spirituale pe care Dumnezeu le-a stabilit și care funcționează în felul acesta. De aceea Dumnezeu lucrează în fel și chip ca să scoată lucrurile la iveală. Pentru că este afectată lucrarea adunării, este afectată închinarea, pentru că este ceva acolo care nu este după voia lui Dumnezeu. Mulți oameni vor suferi din cauza păcatului nostru. Când Dumnezeu vorbește despre păcatul lui David, noi știm, păcatul lui s-a dus în multe direcții, dar Dumnezeu spune un lucru: din pricina ta, vrășmașii hulesc, bajocoresc numele lui Dumnezeu. S-a dus, s-a răsfrânt păcatul lui în foarte multe direcții.